Trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea sus cu dânsa. De ce? Tot Eminescu spunea, suntem români și punctul. Emisiunea de astăzi, în cadrul proiectului cultural-educativ, teme culturale în emoții raționale, proiect inițiat și organizat la Centrul Cultural Pitești și mulțumim încă o dată pe această cale tuturor celor care își aduc fac tot efortul pentru a impune cultura română în public și aspecte ale culturii în județul Argeș și în municipiul Pitești vă reamintesc că Centrul Cultural Pitești este sub oblăduirea primăriei municipiului Pitești, a Consiliului Local Pitești. Înainte de a dezvolta tema de astăzi, Lazar Șăineanu, lingvist, filolog și istoric al limbii, permiteți-mi să prezint premianții revistei Cafeneaua Literară, premiile revistei Cafeneaua Literară, Ion Simuț, premiul pentru critică și istorie literară, Șerban Codrin Denk, premiul Opera Omnia, Lidia Vianu, premiul pentru poezie, pentru volumul publicat la editura Eicon, una dintre editurile importante ale României în 2022, Vântul și Pescărușul, apoi Ioan Ne Roșca, Marele Filozof, Premiul pentru Întreaga Activitate Filozofică, domn profesor universitar, doctor Ioan Roșca, iar premiul post-mortem pentru volumul Vitrina cu jucării triste, a apărut la editura Ieșană Junimea în 2022, Ancelin Rosetti. Cafeneaua literară a oferit aceste premii în data de marți 19 septembrie 2023 la ora 12 în sala Ars Ars Nova. A prezentat directorul publicației Virgil Deaconu și subsemnatul. Apoi să anunțăm că astăzi la ora 16, la orele 16, la Curtea de Argeș, la Centrul de Cultură George Topărceanu, are loc vernisarea expoziției lui Cristian Cirșche, Zitski Nacht Art des Hauses, o expoziție organizată și curatoriată de Gian Paolo Trota și cu sprijinul domnului academician Păun. Acesta este Programul expozițional, tipărit în Germania în 2023, în două limbi, în limba română și în limba engleză. În uh, prezentarea autorului, uh, pictorul german Cristian Cirske în artă Zitschi, trăiește și lucrează în Leipzig, adică la Lipsca, cum uh, îi spuneam noi. Înainte de război și pe vremea lui Eminescu, din 2011 putem spune că s-a format ca pictor, frecventând în anul 2005 cursurile lui Urs Reli, renumitul artist elvețian al Culinary Food Art, care a lucrat în Germania încă din 1995 și cu care Cristian a instaurat un raport de profundă prietenie. Frecventarea aceasta a lăsat în el o urmă de neuitat, așa cum multiformele viziuni cromatice, a așa cum sunt ele numite dulcilor sculpturi ale lui Reli, realizate cu zahăr isomalt, ciocolată, margarină înghețată sau marzipan, reprezentând animale precum pești, turturele și papagali albi, dar și plăcile din zahăr sau ciocolată desenate cu aerograful sunt matrițele inconfundabile ale caracterului său pictural. Prezentarea continuă pe câteva pagini este citat și Eminescu vorbind într un anumit context și despre păsări fantastice și inspirate la araba fenice Phoenix Vorbind despre asta, văzând unele dintre tablourile sale, îmi vin în minte, îmi vin în minte niște versuri scrise de Mihai Eminescu din somnoroase păsărele și la mijloc de codru des toate păsările ies și așa mai, mai departe. Prezentarea este făcută și de Gian Paolo Trota. Vă invităm la această expoziție astăzi, deci la ora orele 16 la Centrul Cultural George Topărceanu din Curtea de Arge și am înțeles că și Biblioteca județeană din Nicu Golescu va prezenta expoziția începând cu data de mâine. Cine este Lazar Șăineanu? În dicționarul biografic al literaturii române, publicat în 2006 la paralela 45, avândul l editor pe Călin Vlasie, dicționarul îi aparține lui Aurel Sasu, Lazar Șăineanu, din punctul meu de vedere, este prezentat sumar, pentru că nu sunt prezente în acest dicționar marile sale lucrări de lingvistică și marile sale dicționare. Unele dintre cele mai complete și mai bune dicționare ale limbii române. Lazar Șăineanu este pseudonimul lui Lazar Șain, născut la 23 aprilie 1859 la Ploiești, moare la 11 mai în 1934 la Paris. Este prezentat ca folclorist. Activitatea folcloristică este și ea importantă, dar Lazar Șăineanu este un mare istoric al limbii române, un autor de dicționare, un faimos europenist și nu în, ultim, în ultimă instanță, unul dintre cei mai importanți etimologiști români. Școala primară o, o face întâi în particular, apoi gimnaziul la Sfântul Petru și Pavel din Ploiești, la liceul Matei Basarab din București, iar clasele a șasea și a șaptea în particular. Din 1881 este student la Facultatea de Litere a Universității din București, iar din 1888 începe studii la Paris, îi are profesor pe celebrii Gaston Paris și Michel Breal, apoi în Germania, unde își dă și doctoratul în filologie la Leipzig în 1889. Debutează ca gazetar, publicând la Fraternitatea și Anuar pentru Israeliți sub diferite pseudonime: Eliezer Ben Moshe, Ben Moshe, Lazar Meshainanu. Din 1882 publică articole de lingvistică și folcloristică în revista Columna lui Traian, revistă pentru istorie, arheologie și filologie în convorbiri literare și altele. Este profesor de gimnaziu și de liceu. Îl va suplini pe HD pentru scurtă vreme la universitate între 1890 și 1891, stabilindu-se la Paris apoi. A publicat mai multe studii consacrate mitologiei populare românești, mitologiei române, elele, dânsele, Vântoasele frumoasele, șoimanele, măestrele, milostivele, zânele în 1886, basmele române în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice în 1895 pentru această lucrare primește premiul Academiei Române. O mitologie clasică apoi antologia autor român modern, studii folcloristice, precum și diverse contribuții lingvistice, istorice, în reviste sau lucrări colective. În Franța își consacră activitatea studiilor de limbă și a dat lucrări despre Argot, l'Argot Ancien, 1455-1850, lucrarea apărută în 1907, primește premiul în Franța Volney, Le Sources de l'argot Ancien, Sursele Argoului Vechi, în 1912, l'argot de Tranche, Argoul Militares sau al Tranșelor, precum și alte opere de referință. Le Langage Parisien du 19e siècle, Limbajul Parisien în secolul al 19 lea la Langue de Rabelais, limba lui Rabelais, două volume în 1922 23 sursele indigene ale etimologiei franceze, trei volume între 1925 și 1935. Am plăcerea să vă prezint două dintre operele sale, istoria filologiei române, de care dicționarul nu amintește, studii critice de Lazar Șeineanu, cu o prefață de Bogdan Petricei cu hd București, editora librăriei Socek and Company, 1892. Alte studii care nu sunt amintite, elemente turcești în limba română, în 1855, ele le am amintit deja, studii de mitologie comparativă în 86, încercarea asupra semasiologiei limbii române, operă premiată de Universitatea din București în 1887, dicționar germano-român și romano german Apropo, fratele său, Constantin Șăineanul este unul dintre marii creatori de dicționare inclusiv german-român, român-german și în, 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 în idiș, germana ebraică, studiu dialectologic asupra graiului evreo-german, lingvistica contemporană, discurs de deschidere a cursului de filologie comparativă la Facultatea de Litere din București în 1890, raporturile între gramatică și logică, studiu de lingvistică generală, prelegeri ținute la universitate, autor român modern în 1892, Ioan Eliad Drădulescu ca gramatic și filolog, conferință ținută la Ateneu cu un portret și patru anexe din 1892 și cu anunțul că vor apărea succesiv românismul din punctul de vedere etnografic, lingvistic și psihologic, cu volumul 1, Etnografia antică și modernă a Daciei, volumul 2, Limba română și dialectele în raport cu limbile surori, iar volumul al treilea, Literatura populară română în legătură cu apopoarelor învecinate. Acesta este pagina de titlu. Istoria filologiei române, studii critice, cu prefața lui H.D. Vom avea prilejul să mai citim din ea și cele șase ediții ale Marului Dicționar Universal al Limbei Române, această carte, aceasta este edițiunea a șasea, cum se zicea în vremea respectivă, apare la cu ortografia Academiei Române, editura Scrisul Românesc, sa fostă Samitca la Craiova, e un dicționar foarte important, cuprinde vocabularul complet al limbei vorbite și literare, arhaizmele culturale, expresiunile idiomatice neologismele uzuale, accepțiunile cuvintelor în ordinea logică a evoluțiunilor, cu exemple din viul grai și cu citațiuni din cei mai buni scriitori români. 2. Terminologia științifică, artistică și industrială. 3. Nomenclatura mitologică și folclorică. 4 etimologia vorbelor populare, 5, vocabular general, biografic, geografic și istoric cu privire specială la România și la țările locuite de români, pentru că apar și un dicționar de nume proprii, de Lazar Șăineanu, revăzut și adăugit la ediția 6, ortografia Academiei Române, cum am spus. edițiunea sau ediția a 5 nu am mai adus și ediția a 5 dar prima ediție apare în 1896 cu o prefață cuprinzătoare a autorului în care precizează ce cuprinde apoi la edițiunea a doua sau a doua ediție din 1906 cu materialul lexical, definițiile la fiecare cuvânt, circulațiunea vorbelor, apropo de circulațiunea vorbelor, hd emite principiul teoria circulațiunii cuvintelor sau circulației cuvintelor, spunând că o limbă trebuie Luată în considerare ca origine nu numai statistic, adică la numărul de cuvinte câte provin din limba latină, de exemplu, ci măsura în care aceste cuvinte sunt folosite uzual. Cu concluzia că și în scris și în vorbire, cuvintele de origine latină se întâlnesc mai des decât simpla statistică a, a cuvintelor, decât celelalte cuvinte dispozițiunea tehnică, apoi numele proprii, ortografia, etimologia. La a treia ediție mai scurtă vorbește și de uh, alți importanți importanți lingviști, folcloriști, istorici ai limbii. Ocupându-se de o tradiție întreagă a filologiei românești, nume mari, da? începând cu cei străini, prin citarea, vom vedea, a Tatălui nostru, da? în, apărut pe la 1350 în limba română, la, la străini, care sunt primele forme de luare în considerare a limbii române, tocmai prin Tatăl nostru începând cu edițiunea din 1914, deci a treia ediție, va cita nu numai din cei autori numiți, ci și din Nicolae Filimon, va adăuga, evident, din, din Caragiale, se va referi de asemenea la culegerile de folclor din viața poporului român, sărbătorile poporului al lui Rădulescu Codin și Mihalache, industria casnică la a lui Tudor Panfile, a răposatului Damezic, el terminologia poporană română din 1898. Ediția 4 -a e din 1922, adaugă și aici o prefață. Ediția 5, -a, cum am zis, 1925 și ediția de față din 1929. Această nouă ediție coincide cu a 70-a aniversare a lui Lazar Șeineanu. Credem a fi interpretul tuturor celor ce s-au folosit de dicționarul universal, urând autorului viață îndelungată și prosperă. Ca prima lucrare de acest fel la noi în țară, dicționarul universal a întâmpinat pretutindenea o primire binevoitoare. Ameliorat din ediție în edițiune, el s-a arătat demn de această favoare din partea tineretului școalelor și a publicului în genere. Răspândit în zeci de mii de exemplare în toate țările locuite de români, Dicționarul Universal a contribuit la formarea intelectuală a generațiunii de tineri și a dat multor autodidacți posibilitatea de a se cultiva mai departe. Această carte a bine meritat de cultura națională. Noua retipărire a fost obiectul unei deosebite solicitudini. Autorul însuși a revizuit lucrarea de la un capăt la altul, înlăturând erorile ce se strecurase la edițiunile precedente, umplând unele lacune și sporind în mod simțitor materialul lexical. În l cu noi citate din autori contemporani, în special, partea istorico-geografică a fost ținută în curent sub raportul politic și statistic. La rândul nostru n-am cruțat niciun sacrificiu, ca hârtie și literă, spre a face din Dicționarul Universal o carte didactică demnă de favoarea generală. Edițiunea prezentă s-a făcut sub îngrijirea domnului Stăureanu, M. Stăureanu, fost profesor la liceul din Craiova. Semnează editorul. La ediția a 5 din 1925, autorul spune, Șăineanu, Mă simt dator a mulțumim particular fratelui meu, Constantin Șeineanu, profesor la liceul Șincai din București, pentru concursul ce mi-a dat la publicarea acestei noi edițiuni. Lazar Șeineanu face parte din marea categorie a lingviștilor de talie universală români, începând cu Dimitrie Cantemir, trecând prin Ienăchiță Văcărescu, prin Golești, apoi prin August Boniu Laurian, prin Cipariu, prin Masim, prin numeroși alții, nu mai vorbesc de hd Sextil Pușcariu, prin Alexandru Filipide, până mai, prin uh, fostul profesor de la Colegiul Național Ice Brătianu, uh, Nicolae Apostolescu, uh, apoi uh, până în ziua de azi I.I. Rusu, care publică o carte excepțională despre etnografia, etnogeneza românească, în care stabilește cele 160-180 de cuvinte din uh, fondul autohton Geto-Dac, dintre care 100 de cuvinte sunt comune cu limba albaneză ca uh, urmare a uh, ilirilor, pentru că ei se trag din, uh, din iliri uh, albanezi și, evident, din vița aceasta uh, sud-dunăreană uh, tracică. Apoi, până în zilele noastre, uh, Eugen Coșeriu sau Coșeriu și Cristinel Munteanu, lingviști de talie universală. În introducere, Lazar Șăineanu ne informează că dintre toate idiomele, cum erau numite, balcanice, limba română e constituită de elementele cele mai variate și mai complexe, Nicio altă țară din Orientul Europei n-a fost cutreierată de neamuri mai felurite ca țările cuprinse între Dunăre și Carpați. Pe acest teritoriu s-au perindat de-a lungul veacurilor numeroase ginți și popoare, diferite prin origini, prin limbă, prin obiceiuri. Multe dintre însele au perit după o existență mai mult sau mai puțin efemeră, fără a lăsa urme apreciabile. Colonizarea romană e prima imigrare ce a avut consecințe durabile și definitive, ne spune Șăineanu. Pe vechiul trunc roman s-au altuit succesiv ramuri răslețe și purtătoare de roade mai mult sau mai puțin fecunde. Vom enumera mai întâi elementele etnice care s-au succedat înainte și după colonizarea romanilor. Vom cerceta apoi urmele lăsate în limbă de aceste roiuri de popoare, și în cele din urmă vom face să reiasă rolul ce ele au împlinit în domeniul culturii naționale. Face apoi un scurt, un scurt istoric al zonei, al locurilor ocupate de, de români sau a celor care s-au succedat în țările române în decurs de peste un mileniu. Vorbește de perioada anteromană, de știți, de traci, de geți și de daci. Apoi de perioada romană, perioada postromană, cu accent pe evul mediu. Apoi vorbește despre cei veniți apoi, goți, slavi, huni, bulgari, unguri, peceneci, cumani, mongoli, tătari, turci. Apoi începe discuția despre limba despre limba română. Țările din Orientul Europei au fost romanizate în următoarea serie cronologică. Macedonia fu prefăcută în provincie romană la anul 146 înainte de Hristos și Tracia un secol mai târziu sub Claudiu, la anul 46 înainte de Hristos. Iliria pe la 50 înainte de Hristos și Panonia la anul 35 înainte de Hristos. În fine, Moesia sau Mezia a fost supusă de Liciniu-Crasu în 29 înainte de Hristos, iar Dacia, cum se știe, de Traian la 107 după Hristos. Vorbește apoi despre elementul etnic din aceste șase provincii, Macedonia, Tracia, Ilirii, Cumpanonia, Moesia și Dacia aparțineau la două neamuri foarte importante și, așa cum se știe, Ilirii și uh, Tracii. Elementul Trac domină la nordul și sudul Balcanilor. Aici există o întreagă discuție uh, pentru că există și teoria uh, pe care o dezvoltă mai ales Alexandru Filipide într-o lucrare apărută la Iași în două volume masive uh, în uh, ce spun izvoarele istorice și ce spune limba albaneză. Sunt două volume, două volume mari în care apare ideea susținută și de alții că limba română s-a format undeva la sud de Dunăre și în trei valuri migratoare succesive a populației trace împinsă de slav de la sudul Dunării, au trecut unii pe la... Pe la prin zona Banatului, s-au dus spre Transilvania, un alt val a venit în Muntenia și apoi a urcat spre Moldova, iar un alt val a trecut dinspre Transilvania spre spre Muntenia. Și de aici întreaga discuție cum că limba română s-ar fi format la sud de Dunăre, având ca argument și apropierea unor cuvinte de limba albaneză, dar care sunt de, de origine traco-dacă, cele 100 de cuvinte comune cu albaneza și cele peste 160 de proveniență traco și cu numeroase alte discuții referitoare la acest aspect. Vorbește apoi de urmele autohtone, idioma tracă cum o numește, din care au rămas puține resturi. El spune că acest material lingvistic tracodac s-a ridicat la vreo 280 de, de vorbe, dar aici include și numele proprii de pe inscripțiuni. Există în lingvistică, în istoria limbilor, o așa numită linie de demarcație, linia Jirecec, după cercetătorul care dă numele acestea, în funcție de descoperirile arheologice și de pe plăcile de pe mormânt, care desparte influența grecească de influența, de influența romană la, la sud de la sud de Dunăre, dar și în cartea lui Alexandru Filipide sunt liste întregi cu nume, de Daci, Macoporeos, Mucatralis, și așa mai, mai departe. Elementul ereditar. Latina vulgară, vorbește despre latina vulgară, și enumeră, așa cum fac și manualele uneori, cuvintele provenite din latină în cele mai importante domenii de activitate. Apoi podoabele firii, așa le numește, cer, soare, lună, stele, pământ, apă, foc, sunt de origine latină. Împărțirile timpului, an, lună, săptămână, zi, dimineața, amiază, seară, noapte, anotimpurile toate de origine latină, fenomenele naturii, nor, negură, brumă, ploaie, rouă, grindină, fulger, tunet, ninsoare, vânt, aspectele pământului, șes, câmp, munte, râpă, vale, râu, țărm. Fenomene intelectuale, minte, cuget, înțelegere, cunoaștere, pricepere, știre, dor, rușine, teamă, spaimă, adevăr, minciună. Adevărul este că etimologia este o știință foarte grea și uneori s-au creat confuzii și neadevăruri. Credințe și eresuri, zâne, maestre, strigă sau strigoi de scântecă vergelat legături sociale, părinți, fiu, fică, frate, soră, bun, bunică, nepot, cumnat, socru, ginere, noră, vitre, gunchi, mătușă, văr. Vârstele omului, făt, fată, tânăr, fecioară și vergură, bărbat și om, femeie și muiere, bătrân. Noi le-am păstrat pe amândouă, de exemplu, femeie și muiere. Da? Spaniolii muher, francezii fam, din femina. Noi le-am păstrat pe amândouă și femeie și din uh, muher, din uh, mulier, uh, din latină uh, muiere. Apoi corpul omului, cap, frunte, tâmplă, ochi, sprânceană, picior, călcâi, talpă, ca să luăm de la cap până la picioare. Organe interne, creier, inimă, plămâni, ficat, rinichi sau rărunchi, splină, mați, nomenclatura faunei și a florei, cea mai mare parte e din latină, regnul mineral, aur, argint, aramă, plumb, casa și cuprinsul casă, masă, cămin, curte și așa, mai, și așa, mai, departe. E foarte interesant de urmărit câteva inovațiuni provinciale albină, la adică vorbind stup, da? măruntaie, a dat mărunțișuri, subsoară, adică cei sub aripă, sub suară, sub aripă, da? văr, adevărat, văr, de aici vine, cu sensul de văr bun. Sunt superbe aceste urmărirea acestor etimologii. Apoi creștin, lege, limbă, lume, lumină, univers, apar și în Caracioni, Crăciun, pe care îl o maghiarii vine din Crăciunul românesc, din latină. Păi dacă ei au un cuvânt atât de important precum Crăciunul luat din limba latină, păi când au venit sau au la la anul 1000 sub Ștefan, da? înseamnă că ne-au găsit pe noi aici ca să iau un cuvânt atât de important din, de la noi. Pentru că originea e clară. Împrumuturi ulterioare, Slavona, Începând cu secolul 6-7 VI, și apoi prin, prin biserică, din gotică, din albaneză, din bulgară, din bizantină, cea mai veche pătură de grecisme în vocabularul românii de origine bizantină. Și aici armânii au servit ca intermediari apoi cum sunt cuvintele camătă, arvună, agonisire, argat, condei, cort, crin, cutezare, folos, frică, horă, ieftin, mânie, mirosire, părăsire, prisos, proaspăt, din limba maghiară, o seamă de cuvinte, să zicem, bănuire, bizuire, chipzuire, făgăduire, gândire, îngânduire, dar și cuvântul oraș, din varoș, coloș varoș Clujul orașul coloș coloșul varoș, adică orașul Timișoara la noi a dat din varoș oraș câteva vorbe de întâi necesitate aldămaș birbelșu gazdă giulj guler ginga șalean cuvinte frumoase iată pe care le avem din limba maghiară tătara din cumană Beciu, olat, toi, adică toiul în toiul zilei, din turcă, din greacă, începând cu secolul al XVIII-lea, din rusă, prin secolul al XVIII-lea, de asemenea, din nemțească sau germană, și așezați în Transilvania încă din secolul al. 12-lea, mai ales în orașele Sibiu și în țara Bârsei, au venit în contact frecvent cu românii. Ne-au lăsat urme curioase în vocabular, ca șanț, turn, calaț, moldă, țiglă, câțiva termeni profesionali, ca joagăr și oblu, apoi numiri de haine, mai ales sărănești, laibăr, ondroc, șorți, șorț, câteva nume de monede ieșite din uz, țimbală, țiteră, lăută, capel maestru, clavir, flașnetă, pe lângă paucă, șvarț și așa mai, mai departe. Neamuri străine, interne, aici sunt evrei, câțiva termeni veniți mai ales din Moldova, unde evreii au fost întotdeauna mai numeroși, decât în Muntenia. Aceste împrumuturi aparțin uh, graiului evreo-german, așa numita limbă idiș, care nu-i decât un dialect uh, austro-bavarez amestecat cu vorbe din vechea ebraică și cu împrumuturi slave, uh, rusești sau polone. De această origine sunt uh, Balabustă și Belfer, Gheșef și Șmecher, uh, Habodnic și Șoltâc. Și așa mai departe. Și apoi țiganii, începând cu secolul al XIV-lea, imigrați în țară din Grecia, dar unii sunt veniți prin zona rusească și prin zona turcească, prin Balcan, și intrați în țările române, deveniți robi și rămași astfel până la 1842 au lăsat câteva nume în vocabularul românesc. Baros, adică ciocan gros, benga, adică luat ar benga, luate -ar naiba, da? știți cuvântul, calău și călău, da? ei zic calău, adică gâde, călău. Celorlalte împrumuturi din această prână se raportează la traiul și apucăturile lor, rudar, tanana, etc. Pe lângă vorbele a ciordii, a fura și mai ales a uh, pili, a bea vârtos uh, da, s-a pilit a bea vârtos, verb care circulă și în Moldova sub vorba achili de unde chileală, băutură uh, foarte interesantă istoria aceasta a, a limbilor uh, limbile speciale limbile speciale sunt cele de argou și de jargon graiul școlăresc uh, uh, de exemplu, chiul atrage la fit, de exemplu, sau atrage un chiul, a lipsit de la școală. Uh, chiul angiu, uh, cel ce trage la uh, chiuluri, deci haimana, trântor. Din graiul militar, cele mai multe din aceste vorbe au rămas în sfera cazărmilor, având toate un sens ironic. Cazon, deșcă, leat, în graiul hoților. Da? Și aici sunt multe cuvinte până la limba mai actuală unde ai fost trei ani? La universitate da? influența occidentală sunt și aici foarte multe influențe, influențe mutuale, deci reciproce din ideomele străine învecinate, burgala și sârba, maghiara și polona am dat și noi lor și ungurilor și tuturor popoarelor vecine dar ne-au dat și ei nouă Apoi vorbește despre onomatopee și venirea din onomatopee unor, a unor cuvinte. Vorbe imitative, glasurile animalelor, bâzâire, borborosire, cârâire, ciripire, croncănire, mârâire, miorlăire, zbârnâire, schelălăire, zgomotele în general bubuire și duduire, hăulire și huire, scârțâire, freamătul frunzelor sau aripilor în zbor, fâlfâire și fășuire, fluturare sau flușturare, de unde fluture, o creațiune indigenă și flușturatic, vorbirea îngăimată, bombănire și dârdâire, bâlbâire și bolborosire, dondănire și troncănire, apoi sunetul instrumentelor, drâng și drângănire, fluier, tilincă și așa, mai, și așa, mai, departe. Un exemplu curios este cuvântul mămăligă, trecut, termen trecut din graiul pruncilor în cel al adulților. La început vorba sinonimă cu mămălică, conform săpăligă din sabă, sapă, desemna așa numita papa a pruncilor, da? Mămălica sau mămulica, iar la urmă, nutrimentul principal al săranului. Sensul analogice ne întâmpină la francezi și la grecii anadoleni. Vorba românească, cu înțelesul actual, s-a răspândit și la popoarele învecinate, sârbi, ruteni, unguri și greci moderni. De aceeași proveniență e paparudă, vorbe ale cărei numeroase variante indică o origine infantilă sunt explicate și acestea și ajunge până la uh, melciu, cucu -cu melciu, cu belciu și cu belc în Ardeal se zice cocobelciu. Uh, și cu cubelc de unde forma scurtă moldovenească culbec, vechiu cu belciu în Banat cu, cu melciu. Elementul inițial e vorba inițială cocă sau goace conform fragesului coc, dar cum se explică forma belciu? paralelă cu Melciu. Acest timp al labialelor e tocmai una dintre trăsăturile fonetice ale graiului copiilor. Ca să se facă pe Melc a ieșit din găoace să-și arate coarnele copiii îi cântă. Melc, Melc, Codobelc, scoate coarne, bourești. Codobelc e o alterare din Cocobelc, adică Melc cu găoace. Raport analog cu francezul Limasson și Calima, Colimasson. Apoi sunt și alte cuvinte cu etimologie chiar frumos de cercetat. Vorbește apoi despre metafore, având și ele rolul îmbogățirii limbii. Apelativele indigene, apelativele indigene, elemente de ironie populară, de exemplu veneticul. Veneticul vine de la Veneție. Da? letin sau litfă vine de la litfan. Mândrie înseamnă în limba veche înțelepciune. Michel însemna sărac. Nemernic străin. Scârbă însemna mâhnire. Vedeți cum a evoluat sensurile cuvintelor pentru noi nu evoluează numai formele, ci și sensurile. Apoi eufemismele, etimologia populară, tradițiile populare, vorbe istorice, contaminarea, bogăția lexicală a limbii române excepțională, cultura în cuvinte din agricultură, păstoritul, îmbrăcămintea, țesutul, casa, meseriile și sunt date liste de cuvinte din comerț și cu proveniența lor, din medicină, din armată, din justiție, din politică din religie, foarte interesant pentru că prima pătură a nomenclaturii bisericești e de origine latină. Biserică botez creștin cu minecare Dumnezeu. Apoi vin slavona și greaca ca izvoare în timp de secole, dar multe din aceste cuvinte la aceste cuvinte în epocile când limba slavonă sau greaca erau folosite în de cancelariile domnești și de oficiali, da, de administrație, cu timpul aceștia au ieșit din limbă, cum au ieșit și multe limbe slave devenite arhaisme. Interesant e că se păstrează mai, mai bine, bine, cuvintele de origine slavă rămân mai mult cele din ierarhia ecleziastică, adică funcțiile tipografia, învățământul și aici aflăm date foarte importante. Dar să ne ocupăm puțin de istoria filologiei române, carte cu totul și cu totul excepțională. Studii critice, cu o prefață de Bogdan Petricei cu HD. -ul. Apare în 1892, cum am spus, tot la stabilimentul grafic Socec, era undeva pe strada Berzei, la numărul 59. Cartea este dedicat, dedicată unui alt mare lingvist, memoriei venerate, a lui Timoteiu Cipariu, autorul Analectelor și al Principiilor, maestrului ilustru care a inaugurat studiul istoric al limbii române, să închină aceste studii filologice. Prefața îi aparține lui Bogdan Petricei cu hd a lăuda pe domnul Șeineanu nu am trebuință, căci dacă nu l-aș fi crezut vrednic de laude, n-aș fi primit a face această prefață. Sunt departe totuși de a mă uni cu unele din părerile sale, mai ales cu o samă de aprecieri bunoară despre domnul Gaster sau despre domnul Xenopol. După mine, un singur articol al tânărului Onciul, domnul Onciul, Dimitrie Onciu, întemeiat pe cercetări originale, pe cunoașterea primelor fântâne, pe o critică adevărat științifică, cântăresc mai mult decât 56, 50, 60 de volume lucrate tahigraficește după izvoare de a doua mână, fără ca știința sa să facă în vreo chestiune vreun pas înainte. Se folose... Nu vorbește de Șeineanu, ci vorbește de Gasteș de Xenopol. Domnul Șeineanu mi-a fost elev, o spun el însuși cu plăcere, o spun și eu cu mândrie. Mi-a fost elev nu numai la universitate, dar ceva mai mult, în acele via de acasă, în care elevul vede pe profesor lucrând și lucrează împreună cu dânsul. Din capul locului n-am putut a nu recunoaște în domnul Șeineanu o rară aptitudine pentru studii lingvistice. Acea aptitudine însă avea nevoie de o direcțiune cu atât mai serioasă cu cât fusese deja atinsă prin riurirea cea cu desăvârșire nemetodică totuși a lui Cihac. M-am silit dară și cred a fi izbutită să din elevul meu pe de o parte admirațiunea pentru că câțiva adevărați magistri ai lingvisticii contemporane, pe prima linie Curțiu și Ascoli, iar pe de alta unele principii teoretice fundamentale mai cu seamă, 1. A studia fenomenele lingvistice totdeauna în legătură cu istoria, a urmărit totdeauna fenomenele lingvistice în circulațiunea lor în grai, adică acel principiu al circulațiunii cuvintelor. Fără ajutorul istoriei și al circulațiunii, lingvistul cel mai eminent se expune a cădea în cele mai neiertate. Greșel, Bogdan Petriceicu, cu HD, 1 septembrie 1892. În introducerea semnată de Lazar Șeineanu, ne vorbește, face o incursiune în lingvistica românească. A trecut un secol decât părintele Samuel Miclu de la Sad și marele vistier al Principatului Valahie Nache Văcărescu, Publicarea la scurte intervale și independent unul de altul, primele lucrări gramaticale asupra limbii române. Anii 1780 și 1787, când apărură elementele limbei Dacoromane și observațiile asupra gramaticei românești, sunt date memorabile în istoria filologiei române. Face apoi o trecere în revistă a altor lingviști și a lingviștilor străini care vorbesc despre limba română și despre istoria limbii române, după care intră în direct în cuprinsul acestei istorii. Limba română în Occident, începând cu 1592 până la 1850 și începe cu formule de tatăl nostru, pe la mijlocul secolului al XVI până aproape de pragul secolului nostru, adică 19, lingvistica a străbătut o perioadă al cărei caracter dilematic primează aproape cu dezăvârșire orice preocupare serios științifică. Și vorbește, începe să vorbească despre primele apariții ale tatălui nostru și citate în cărțile... Acestea străine. Două sunt lipsurile inerente mai tuturor acestor colecții de tatăl nostru. Imperfecțiunea reproducerii, care rezultă dintr-o necunoștință personală a celui mai mare număr din limbile publicate, și excluderea absolută până la Herva și Adelung a analizei gramaticale. Și atunci apare evident cu. Scrierea, mai mult o transcriere fonetică a tatălui nostru în aceste cărți, în limba română, decât așa cum erau ele pronunțate de către, de, de către popor. Ba, unii confundau limba română cu limba chineză, da, spunând că e din zona respectivă. Cea mai veche dintre aceste probe, formula publicată de Magiser, Magiser, ea anterioară tatălui nostru de marele logofăt Luca Stroici, cea din tâi încercare de a scrie cu litere latine, cum o numește hd -ul. Și ea merită deci a fi pusă în fruntea monumentelor cu caractere uh, latine. Și aici, numai puțin interesant este a urmări sforțările ortografice de a reda printr-un alfabet insuficient numeroase de nuanțe fonetice ale limbii române. Semnul E, bună oară, îl găsim notat cu A, E, U, E, E și Y. Întâiele ele colecțiuni de tatăl nostru confundă limba română, valahiși, cu cea uh, valonă, uh, valish, valsih, valoniș, valș. Ba, încă, uh, Megiser uh, o gratifica cu același epitet uh, ca și limba chineză. Urmează în ordine cronologică principalele dintre aceste... Prima, primul tatăl nostru ca probă lingvistică e un german din München și anume Johannes Schildberger. Acesta a întreprinse prin, între anii 1394-1427 o călătorie în Europa, Asia și Africa străbate prin Ungaria și Bulgaria, Valahia, Transilvania și Moldova, numită pe atunci Valahia Mică. Călătorul notează în pasajul privitor la țării române. Am fost și în Valahia și în două orașe principale. Unul numit Agrih, Argeș, și celălalt turcesc, București. Și o cetate numită Öberai, adică Brăila, care e așezată pe Dunăre. Acolo negustorime are corăbii și galioane pe care transportă mărfuri în țări păgâne. Trebuie încă știut că poporul din Valahia Mare și din Valahia Mică e de religiune creștină și el are o limbă particulară și lasă să-i crească părul și barba fără a se tunde vreodată. Am fost și în Valahia Mică și în Ardeal. Apoi e o cetate numită Zetșof, Suceava, care e capitala Valahiei Mici. Un altul Gesner sau Gesnerus, Conrad, pe la 1515-1564, un bărbat de erudițiune universală, care este și fondatorul zoologiei moderne și al istoriei literare, rezumă și el cunoștințele lingvistice ale, ale timpului. Și spune despre, bine, notează în limba latină: Valahia este o regiune estică lată, și apoi mergând către Transilvania până la Pontul Euxin, până la Marea Neagră, și este o câmpie aproape în totalitate până la, mărginită la sud de fluviul Istru, adică de, de Dunăre, în nord sunt Roxanii, adică e vorba de Ruteni, erau numiți ca atare. Și apoi mai sus, în zona respectivă, este și Siretul, iar aici erau nomazi șciții, apoi aici locuiau în vechime geții. A devenit apoi o colonie romană sub Flaco și de aceea s-ar numi Flacia. În decursul timpului, acest nume s-a corupt în vocabula Valahia, Sermo Adung Genti Romanus și așa mai departe. Bun. Tatăl nostru e o primă formă românească la Megiser. Tatăl nostru, cine ești în ceriu? Sfințească-se numele tău se vie în paracia ta. Dar atenție la grafie, pentru că și, să, se era și. Și se fie voia ta, cum în ceriu așa pre pământul. Pâine nouă, adică pâinea noastră de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne jertfa gresalele noastre, cum sun noi, Iertam a greșiților noștri, sunune duce pre noi în cale de ispita, sunune și ne mântuiește pre noi de reu. Amen. Da? E una dintre formele vechi ale Tatălui nostru în limba în limba română citată de, de străini. Dar ele sunt, sunt foarte, foarte multe forme, unele mai corupte decât altele, altele aproape de necitit în limba română, pentru că sunt cu o grafie foarte, foarte curioasă. Dar se vede uh, originea uh, cuvintelor uh, românești. Apoi, uh, într-o istorie a Dalmației, uh, Juan Luci o carte publicată la Amsterdam în 1666, e printre primii care vorbește despre cuvintele românești provenite din latină. Albu, ansu din angelus, apă din aqua, argint, armă, aur, barbă, bărbosul, bou, bun, bună, cal, câmp... Cala din Calis, Caliator din Viator, câine, Camaso și așa mai, și așa mai departe. Ele sunt foarte multe notații trecând printr-o întreagă istorie a Tatălui nostru în, în limba română, în lucrările în lucrările străinilor, acolo unde fac adevărate liste cu tatăl nostru în limbile europene și nu, nu mai. Într-un ceas tiparit tipărit pe la 1773 apare iar tatăl nostru în, într-o într formă valaho-moldovenească, Tatăl nostru care ești în cerul și scris TCH, Sfințascasi și e scris cu Y și cu Z și cu K, Să fie voie, dar voie e scris cu W și cu Y, In cer, in cu Y și cer T -S -C -H R, Și așa mai pământ scris Pământ cu Y, sunt foarte interesante, și formele acestea de, de studiat. În, în continuare, bine, sunt foarte multe date despre, despre Moldova și, și despre Valahia. Limba va, Valahă și moldovenească, moldavă, sunt cu foarte puține cuvinte diferite, e aceeași limbă. Această limbă derivă în mare parte din latină, de exemplu, cuvintele pâine, mâine, apă, vin, în parte din slavonă sau rusă ca slugă și prăpădit și din poloneză ca voivoda sau voievod. Au fost de asemenea introduse cuvinte turcești și tătărești care au însă forme în limba lor barbară și coruptă, care nu oferă niciun fel de energie, un gust nul și nicio idee abstractă. Caracterul de scriere și de impresie sunt în parte grecești, ruse sau, sau tătărești. E vorba de sul, zulțer în cara. Bine, caracterizarea e și aici făcută în limba franceză. La langue valage, la moldave sunt en quelques mot de différence, la même și așa mai departe. Urmează lista de romaniști și de lingviști, foarte interesantă. Întâi străinii, mari nume de personalități ale lingvisticii mondiale, apoi cum îi numește el, poligloți români. Poligloți români, adică vorbitori de foarte, multe, de foarte multe limbi, între care și mulți foarte mulți, foarte mulți români vorbitori de greacă, de latină, de slavonă, o, o mulțime de, de începând, cu, începând cu Neculce, apoi Cantemir, Dinicu Golescu, Ienăchiță Văcărescu, Gheorghe Golescu de cine să mai, de cine să mai spunem, pentru că sub Grigorie Ghica, Constantin Șerban, e vorba de cel care traduce Biblia de la București de la 1688 sub Brâncoveanu, în alții românii, vedem în românii din Ardeal, Moldoveni și cești din țara aceasta, tot un neam, tot o limbă fiind, românii înțeleg nu numai ceștia de aici, ci și din Ardeal, care încă și mai neaoși sunt, și moldovenii, și toți câți, și într-altă parte se află, și cu această limbă fie și ceva și mai osebită, în niște cuvinte din amestecarea altor limbi, era tot, tot una sunt. Ci dar pre aceștia, cum zic, tot români îi ținem, că toți aceștia dintr-o fântână, au izvorât și cură. Vorbește apoi de macedo-români, așa numiți cuțovlahi, trece la uh, analiza mai pendelete a istoriografiei uh, a, is a istoriografiei și apoi a, a lingvisticii românești. Uh, trece prin Miron Costin, uh, prin Costinești, cronicarii Costinești, Nicolae Miron Costin mitropolitul Ungrovlahiei Antim uh, uh, Ivirean, originar, cum se știe, din Iberia, adică din Georgia, uh, Alexandru Mavrocordat, uh, străinii îi citează pe postelnicul Manu Caragea, uh, Lucati, Saul însuși, domnitorul uh, Muntenii, Alexandru Ipsilanti, uh, Beizadeau, Alexandru Mavrocordat. După care, se ocupă de Ienătiță Văcărescu, de gramatica acestuia. Trece la Ion Helia de Rădulescu și apoi ia învățământul gramatical, trece prin latiniști, prin Petru Maior și Șincai și așa mai, mai, departe. Doi gramatici munteni și aici Ienătiță Văcărescu și Iordache Golescu, poate că într-o altă emisiune vom avea prilejul să ne ocupăm și de uh, muntenii aceștia și de Văcărescu, dar și de, de Golești și în privința contribuției lor la dezvoltarea limbii și gramaticii. Școala etimologică uh, ardeleană, uh, curentul uh, latinist, uh, despre ortografie, elemente române, limbile străine cu ce au contribuit uh, și așa mai departe, până la 1896, când apare acest volum extraordinar. Să spunem încă o dată că lingvistica românească este excepțional reprezentată, savanți care fac cinste oricălei culturi, între care și acest Lazar Șăineanu cu dicționarele universale limbii române, iar studiind mai aprofundat literatura din epoca respectivă și acolo unde mă pricep eu mai bine, inclusiv la Eminescu și la Urmuz, deși Urmuz e în perioada interbelică, dacă nu urmărești dicționarele vechi din epoca lor, riști să dai cuvintelor un alt înțeles decât cel de atunci și care era folosit în epocă. Așa că studiul, inclusiv al lui Eminescu, are nevoie și de cercetarea dicționarilor și cercetarea lingvistică. Trăiască nația!